Salut, mâna doamnelor și domnișorilor, vă salut pe toți cei care v-ați făcut parte de jertfă din timpul vieții noastre să fiți astăzi aici. Uitându-mă aproape îngrijorat la generația biologică care pleacă. O generație care își păstrează demnitatea identității, o generație care a trebuit să sufere pentru această drăzenie, dar care, într-un fel sau altul, ne onorează și am făcut drumul repede dinspre curtea de ani și aici, mai departe pe Domnul Iată, la Târgul Jiu și la Domnul Severin, unde, chiar în acest moment, este simpozionul unui grup reunit de entități românești adevărate, în jurul Asociația Vârșii a Neamului, cu participare din Basarabia, Albania, Muntenegru, Macedonia, Timok și Voivodina. Simpozionul se numește Renașterea Daciei. Nu este vorba de o renaștere fizică, ci aducerea, în timpul prezent, a marilor valori spirituale, a virtuților timpului de aur. Am venit pentru Dumitru Bălașa. Eu n-am să vorbesc despre Dumitru Bălașa la timpul trecut. Este o eroare atunci când cei care au ieșit din regnul bagajului anatomic și au intrat în alta spiritualitate să spui că au murit. Mai degrabă sunt morți cei în viață despre care nu pomenește nimeni nimic, decât cei despre care pomenim cu smerenie plecați dintre noi în marea majoritate. Deci, Dumitru Bălașa a reușit să facă saltul de la condiția de om la cea de spirit de înaltă frecvență. Am auzit multe spunându-se aici, la fiecare avem de adăugat. O să mă opresc doar la două idei ulterioare, dar nu înainte de a aduce încă o dată partea mea de mulțumire sufletească pentru cei care, așa cum este Părintele Burluș, am trecut prin comuna Burluș, Părinte, venind spre dumneata peste Tigre, care prin dumneavoastră și dumneavoastră, la rândul vă, acolo le vă duceți, generăm această rețea de pulsare, de adevăr. În 2013 a fost unul dintre cele mai reușite congrese internaționale de minescologie la Chișinău și academicianul Cimpoi avea să lanseze o sintagmă extraordinară, valabilă pentru orice alte momente de genul acesta. Nu doar să-l cunoaștem pe Ionescu important, mai important decât toate este să-l facem cunoscut lumii. Nu doar să ne cunoaștem între noi e important. Sunt convins că fiecare în parte puteți să țineți conferințe din perspectiva locului monopost al formării culturii fiecăruia și a accesului la cantitatea de cunoaștere pe care a avut-o. Și este datoria noastră să ne facem cunoscuți și să îl facem cunoscut. Dumitru Bălașa se înscrie, așa cum l-am cunoscut, la primul congres de patologie în anul 2000 și ulterior în 2001, după care a plecat dintre noi. Și a asumat. Dragii mei, ați asumat o stare de identitate înseamnă a intra în malaxorul jertfelnic. Pentru că, într-un fel sau altul, adevărurile ascunse sau adevărul de nepătruns au fost create această platformă, această placă de beton a nemerniciei antiromânești a fost creată în timp. Am citit acum vreo 7 ani de zile o carte numită Istoria Daciei, scrisă de Fotino, un istoric
grec. La 1817, Sizor, în 1834 a fost tradusă la Viena în limba germană, dar la 1859 ea este tradusă în limba română și primul exemplar este oferit lui Alexandru Ioan Cuza, cu rugămintea grecului. Reveniți la denumirea voastră de Dacia, când noi așa vă știm și așa vă recunoaștem. Istoria este cunoscută cum s-a ajuns să ne numim România, din ce cauză la un singur vot și acel vot de diferențare a fost dată de Gogolicianu. Dar nu stăm să comentăm ceea ce s-a întâmplat. Factologia este doar partea care se consemnează istoric. Nu intențiile sunt consemnate de istorie, oricât de bune ar fi. Istoria consemnează faptele chiar și pe cele mai proaste. Dacă Dumitru Bălașa își produce o autometamorfoză. Să nu uitați că el a făcut frontul. A fost preot. Preot militar cu gradul de colonel. Se trece ușor peste partea asta. A avut rigoarea gândului și a minții organizate. Numai că trebuie să-ți asumi partea de sacrificiu și de jertfă față de impunerea unui adevăr care, de-a lungul secolilor, a fost mistificat. Spunea Doamna că trebuia să dispărem din istorie. Da, s-a încercat și lucrul acesta, poate ce este secolul sau dublura de secol la nivelul vieții unei națiuni sau la timpul infinit? Nimic. La nivelul unui om și 10 ani este o enormitate. Dar continuitatea, perenitatea, nemurirea nu se face prin omul singular, ci prin omul colectiv. Acest lanț al nemuririi este taina pe care au avut-o strămoșii noștri și nu este loc să fac un exercițiu de a dezvolta ideea. Dar după 20 de ani de reluare, frază cu frază, chiar într-o traducere precară sau o prezentare grafică precară a cărții lui Carolus Lundius de la 1687, mare episcop, mare magister al regelui Suedii Carol al XI, episcop de Uppsala. Acesta avea să scrie aproape încriptat, ca într-o cabală, cartea Zamorsis, primus legislator getorum. Zamorse, primul legislator al Greciei. Nu atât cât e înăuntru, cât concluzia lui, cât concluzia lui în scrisoarea către regele Carol. Dacă vrei să conduci supușii tăi și regatele din marile regate al suedilor, sau suonilor, cum spune el, apoi trebuie să luați legile lui Zamorse, că sunt cele mai bune și la Dumnezeu venite. Ce avea cu noi episcopul de Uppsala să ne laude? După 15 ani de peregrinări în nume, ajunge la această concluzie. Numai că mai târziu, mergând pe urmele lui Zamorse și fiind foarte furios, cu ghilimele de rigoare, că cineva invoca pe Herodot, ar fi zis în 210, 4 cu 210, că Zamorse a fost un sclav al Pitagora. Vezi, Doamne, până și ziul nostru trebuia să fie sclavă cuiva. Ori aceasta este cea mai dementă minciună care s-a administrat în același text, dar cu patru rânduri mai jos. Herodot avea să spună. Dar acestea le spunea unui negustor. Ceea ce nu poate fi adevărat, întrucât vă spun vouă, că Zamorse a trăit mult timp înaintea lui Pitagora. Asta o spune tot Herodot. Lucrul ăsta nu s-a mai tradus. Am intrat în posesia acestei adevăr prin Nicolae Iorga, care în 1908 publică în editura Neamul Românesc a Legii Culturale pentru Judecata Românilor de Pretutindeni
pe care, începând cu 15 august, o să generăm 150 de ani de când Enescu și Slavici au lansat Liga Culturală de Libertatea Românilor la Buna, 1871, iată, să fac 150 de ani, mare sărbătoare națională. Nu prea se vorbește, așa cum, dar nu se vorbesc multe lucruri despre ceea ce este românesc adevărat. Ei bine, Iorga descoperă un manuscris tradus din limba veche, antică, de către un preot, de fapt un călugăr de la mănăstirea Coșula. Acesta era grec transug. Și acesta preia pe Herodot și îl traduce exact, chiar într-o formă bolbănoasă, vulgară. Dar acolo avem acest adevăr care este redat și recuperat de români. A ajuns la noi? Nu. De-abia în 2010 are curajul să editeze cartea, un alt demon frumos pe banii lui, cel de lectura semnului Artemis, și așa a ajuns acest adevăr între noi. Ce spune mai departe acest părinte al istoricului? El spune, istoria înseamnă poveste despre care ai auzit ceva. Nu era teologie pe vremea respectivă, nu era o știință. Storia, povestea care curge. Istorisirea ce care ți-o oferă. Și avea să spună în peregrinarea aceasta Pitagora, care se demască de unul singur, în cele 106 călătorii ale sale și în cele 3506 legi morale și politice, în cele peste 20.000 de pagini ale lui Porfir Alexandrinul, care recuperează tot ce a spus despre Pitagora, lumea trecută, neopitagorismul. În toate aceste pregrinări științifice, în nici într-un loc Pitagora nu spune că a avut un sclav pe nume Zamoxis. Dacă așa stă lucrurile, atunci putem să încheiem această primă temă prin ce scrie Pitagora în legea 1143. El însuși are 52 de trimiteri la neam. Dar în legea 1143, el spune așa, călătorește la geți. Nu să-i dai legi pentru că sunt cele mai bune. O fi știind despre asta, Carol Sfântus? La ei câmpurile sunt nesfârșite, iar terenurile se lucrează împreună și fiecare și-a după voi. Încheiat citat. Iată din ce lume vine. Venim din lumea dașilor liberi. Doamne, nu erau liberi pentru că erau dincolo de limbesul latin. Mai nou, acum se caută să se introducă la UNESCO ca valoare universală și unică limbesul granița Imperiului Roman. De-a lungul Rhinului, pe Dunăre, și se caută acum niște explicații. Și foarte mult sforțează ca limbesul roman să o ducă undeva prin Moldova și până undeva la Marea de Azov. Așa vor cei de la UNESCO. Dar de ce? Este explicabil poate cu o altă ocazie. Nu, erau daci liberi, primate de Doamnă, pentru că societatea dacilor sau dacă vreți agenților, e una și aceeași, nu sunt lucruri diferite, e aceeași mare familie, nu practicau sclavagismul. De-aia se numeau liberi. Relația între ei era una a libertății și a convenției sociale nopte. Este unica formă de societate cunoscută în antichitate în care nu s-a practicat sclavagismul în interior. Până și pe cei pe care îi luau prizonieri în luptă, după un an de zile, li se dădea drumul să plece în țările lor sau să se așeze pe pământurile noastre, ca și noi, veniți. Li se spuneau veniții, de unii și venetici. Ne spune Nicolozen, ultimele cărți despre care nu se vorbește. Aici sunt cărțile geților. 12 cărți ale geților, în care el începe așa, Nicolozenul. Nicolozenul este un istoric
italian, cel mai mare istoric al Italiei, care a scris această carte la 1552. El este ultimul descendent al unei familii care au fondat Veneția. Și spunând, găsind toate documentele de la arhiva familiei, avea să spună, mă simt nevoit să scriu această carte, pentru că am văzut cum se plimbă minciuna numelui. Mai mult decât evreii și romane au mințit grecii, care tot ce a fost în nume bun și-au luat la ei cu litere grecești. Nicolo Zero, 1552. Căutați cartea când se încheie finalul alt mare istoric, unul de cei mai mari istorici, Carlo Troia. La cartea asta s-a muncit 2 ani și jumătate, ca să putem să o punem în practică. Dar se întâmplă, de ce spun că, de ce am făcut această, poate, mare apălare? Pentru că Dumitru Bălașa, alături de alți mari corifei, care trebuie să amintim mai și pomenim părintele lui, profesorul Coevidean, cel cu care dintre noi, Gheorghe Gabriel, între mari filologi, cel care a adus înapoi în discuția publică ipoteza și teoria confirmată a marilor roiri, celor 4 roiri euro-indo-europene. Duși întors. Apoi, despre marele profesor și istoric Augustin Dea, cu cele 2 volume extraordinare, istoria unei istorii adevărate, care ei continuă, pas nebuni, așa a spus domnul academician, din păcate, poate că o să-și termine și o să îl lumineze Dumnezeu, că i-am dat și lui cărțile și văzând adevărul acestea, o să-și termine. L-am avut pe HD-ul. Cel care este acuzat că a falsificat toată istoria și că tăblițele de la Sinaia sunt falsurile de modul de HD-ul. Dumnezeu a confirmat că nu este adevărat. Pe tăblița, odată 34-148, descifrate de către un armân din Tetolo, Stefanovski al Damija, cel care a tradus Iliada din limba pe lasă directă și i-a făcut praf pe greci cu minciunile lor. Ei bine, acea tâmpiță vorbea despre o cetate sacră a dacilor, numită Genucla. Nu s-a găsit această cetate. Doar în 2008, în urma unui cutremur după marile ploi din Dobrogea, mai jos de Niculițe, s-a produs o plecare de teren de vreo 250 de metri. Și pe un an de zile, niște copii se jucau în zonă și au găsit niște ziguri. S-a dus a anunțat pe domnul profesor de istorie, domnul profesor, niște ziguri au ieșit de sub pământ, au legat. După un an și jumătate cu cercetătorii arheologii de la Tulcea și la Constanța, se constată marea făcătură a lui HD-ul. Dumnezeu ne-a arătat că aceea era cetatea Genucla. Ne-a descoperit. Ne amintim de Miresul. Când va veni vremea adevărului, până și pietrele îl vor răsni. Dragii mei, apoi e Densușian. Acum 2 ani de zile, într-o dezbatere exact pe aceste teme, domnul academician, mare latinist, de fapt, latinismul este de vorbesc așa, romanist. Este o exacerbare, este un echilibru între marea civilizație sacră, spirituală a Daciei și marea civilizație materială, compulsionistă, a Imperiului Roman. Ar fi fost roman, trebuie să fie cetățen al Romei și acolo se vorbeau cel puțin 60 de dialecte și limbi din tot Imperiul. Limba comună era cea comercială și cea senatorială. Doamna Maria de Voiesca spune clar, noi nu vorbim român. Este o mare cercetătoare, e drept din Barcelona, ea susține pe mai departe originea veche a limbii dacilor în Europa. Și am aici proba. Am să vă citesc în final scrisoarea lui Wilhelm în spate lungă către cancelarul său. Anul 984.
E bine, dragii mei, Părintele Mălaș a fost cel care și-a asumat să lupte singur împotriva tuturor. Cu răbdare, cu tact, dar mai mult cu toate, cu toate, cu cunoaștere. Pentru că nimic nu poate să fie mai presus pentru neamul nostru decât adevărul și libertatea. Dar amândouă trebuie să aibă ce? Resursa spirituală în fiecare dintre noi. Prea repede dăm la pace cu inamicul. Ne plângem, Părinte, că ne ducem naibii de râpă, că ne se căpătuiesc la noi toți neaveniți, că nu mai putem suporta de atâta sufocare alogenă. Este o realitate. Dar puțin și asumă curajul, puțin și asumă riscul de a spune stop, de a riposta. Nici un boxer care rezistă în punct și stă mai în gardă, nu câștigă meciul. Până nu deșelă înapoi măcar o dată. Noi ne-am învățat să ascultăm. E foarte bine. Prima regulă sau prima condiție a cunoașterii este ascultare. Dar una e să asculți pentru cunoaștere și alta să fii ascultător într-o supunere negoală. Părintele Mălașa nu s-a supus niciodată minciunii și nu a acceptat niciodată un neadevăr. L-a metamorfozat. Cu acesta am început. El s-a metamorfozat și de aceea, Părinte, a inventat acel Tatăl nostru în forma lui proprie. A întors cuvântul răsturnat al lui Dumnezeu. La noi cuvântul Dumnezeu este răsturnat. O să mă întrebați de ce și cum. Sunt atâtea explicații, dar am înțeles că trebuie să fiu și eu mai atent cu cuvântul și cu vorbele. Pentru că tot din studiind cele 3506 de orale și publice ale Teagora, avea să spun undeva două lucruri foarte importante. Nu te apuca să vorbești până nu-ți scoci bine gândul sub limbă. Faceți-vă gândurile, băgați-le sub limbă și apoi rostiți-le. Rostiți-le, nu vorbiți-le. Că de aceea am rămas fără rost. Rostul înseamnă înțelegerea esențelor. Vorbăria, cum spune, goală. Polilalia, care înseamnă știința cuvântării, în România s-a transformat în polologia. Deci, de aceea, dragii mei, când am venit către Părintele Mălașa, am înțeles un singur lucru important. Că e nevoie acută, dureroasă, să ne întorcem la cei care sunt referere de moralitate într-o lume din ce în ce mai decrezută. Într-o lume care nu mai respectă nu pe om, nu mai respectă pe Dumnezeu, ba chiar îl neagă. Și aceștia nu sunt anticriști. Un anticrist are propria sa filozofie. Aceasta este decăderea, deșanțată. Este dezorganizarea minții fără credință și aș vrea să vă spun un cuvânt mai dur, dar am mai trecut prin asemenea momente, dar o formă de degenerare morală ca în această perioadă, nici măcar în anii fanariotismului. Pentru că atunci era libertatea omului de a-și alege credința și dacă era nevoie la primul contrui. Acum avem un singur Dumnezeu și numitor comun de forță. Internetul, toată ziua stăm cu o travă asta în mână și prin inducție permanentă devenim sclavii ideilor năroare. Aceasta e epocă, Părinte, am numit-o într-una din lucrările mele. Epoca, așa am spus eu, epoca primitivă spirituală a ultimei civilizații tehnologice. Și conform legea a cincea Zamoxiene, care se numește legea ciclicității, în pentagrama sacră, Dumnezeu resetează. Nu e nevoie să facă mare resetare. Va reseta El această decadență universală, sodomizată și gomorizată.
Așadar, dacă în Sodoma sau în Gomora un singur ou de credință ar fi existat, i-ar fi iertat. Dar n-a fost niciunul. La noi sunt atâția oameni de credință. Faptul că sunteți aici, faptul că v-ați îngăduit și n-ați îngăduit să ne ascultați și să preluați vorbele după înțelesul dumneavoastră și să le configurați în imagini conform minții dumneavoastră. Dar să nu uitați. Nu este suficient doar să știți. E nevoie să faceți cunoscut ceea ce facem noi aici. Este un pulsar și o rețea pulsatorie de spiritualitate românească pe care o reclamă Pământul din înalta spiritualitate veche a nemuritorilor. Dragii mei, se încearcă să se facă un mare compost globalizat. S-au luat numele părinților de pe buletinele noastre. Nu mai aveți numele părinților de pe buletinele. Vine un nemernic, nu pot să spun altceva, care cere să îți ia și numele și domiciliul. E suficient un cod numeric personal. Curând, pe partea aceasta, o să se tatueze codul nostru numeric personal și o să fim scanați. Nu e un scenariu fantasmagoric la ceea ce se încearcă. Pentru că omul nu mai este considerat unicitate. Omul este introdus într-o masă colectivă depersonalizată doar ca sursă, ca masă de producție a claselor prea bine știute de către cei ce încearcă să controleze întreaga lume. Împotriva lor trebuie să luptăm, domnilor. Nu putem lupta lamentându-ne. Nu putem lupta doar invocând trecutul. Gloria străbună pe străbun cinstecte, în zadar cu ea nepotul se fălește. De aceea trebuie să fim cei care trebuie să producem istorie, nu doar să fim consumați de istorie. Acesta este mesajul care îl dăm peste tot în țară. Sunteți la vârsta a doua, a treia sau chiar a selectuții, a înalții înțelepciuni. Creați în jurul dumneavoastră vlăstarele care să înțeleagă sau să creadă. Sunt mari sfinți și mari martiri, n-au avut nevoie să înțeleagă. Au crezut și au urmat calea. Zamoxe nu este nici zeu, nici om. Așa spune Herodot. Așadar vă zic vouă că Zamoxe nu este nici zeu, nici om. Cercetarea noastră de aproximativ 40 de ani a plecat la acest principiu. Și, într-adevăr, zamoxianismul este un principiu. Un principiu cosmogonic al creației, al nemuririi prin continuitate, și al configurării celor cinci legi ridicătoare ale omului, că sunt cinci legi coborătoare ale Dumnezeu, de aceea ne-a lăsat cu cinci legi. Cinci legi coborătoare ale Dumnezeu și cinci legi ridicătoare ale omului. Ultima lege ridicătoare a omului, prima e procreerea. Ultima este îndumnezeirea, fără ca vreodată să devii Dumnezeu. Poate că Domnul Părintele Guruș va avea timp, poate să fie o conferință, un simboliu, numai pe tema aceasta, a ceea ce înseamnă unica, absolut unica filozofie și a cosmogoniei creației, în care omul face parte din ea. Fără nicio altă corespondență în religiile lumii. De fapt, la noi nu este o religie, este o credință. Mulțumesc foarte mult pentru am creat bucuria de a fi dumneavoastră. Închei prin a vă spune. Nu de la cel ce vă vorbește și are autoritatea microfonului. Nu. Ci de la egalul dumneavoastră care consemnează în existența sa o revelație asupra a ceea ce s-a întâmplat cu acest popor.
Cele trei niveluri de cunoaștere, respectiv C3, curiozitatea care este instinctivă, căutarea care este reflexivă și cercetarea care este rațională și proiectivă. Numai cercetarea aparține omului pentru că era rațiunea proiecției și viziunii. E bine, toate acestea, în economia cunoașterii și civilizațiilor lumii, este sub 1%. Marele cunoaștere și marele acces la ceea ce înseamnă controlul naturii au fost făcute prin răsplata lui Dumnezeu față de jertfa de timp și efortul omului de a se îndrepta către el. Știința este răsplata lui Dumnezeu dată omului pentru jertfirea lui, pentru a se apropia de el. Ce este cel de-al patrulea element? Revelația. Asta se face prin meditație, prin smerenie, prin asceză și prin căutarea propriei dumneavoastră puteri de a vă autodepăși. Nimeni nu se poate autodepăși dacă nu știe să renunțe la el. Uneori așa și mă rog, Părinte. Doamne, dă-mi puterea să mă lepăd de mine, golește mintea și încarcă-mă cu învățătura ta. Dacă am putea fiecare să facem acest lucru, amin, tot după cum a spus Pitagora, întreabă-te la sfârșitul zilei dacă ai trăit-o sau ai fost doar un vierme. Mulți vețuiesc, foarte puțin trăiesc. Așadar, dragii mei, am încheiat, de aici plec mai departe către Turnul Severin, iar de seară împreună cu 4 dintre cele mai importante asociații de reenacting, cea care scoate din adâncul istoriei toate regulile, din Hațe și din Deva, la capul mare, uriaș, al Decebal, de la Bolțe de Fier, vom aprinde focurile sacre și vom face incantația de purificare a poporului. Am să duc mesajul dumneavoastră acolo și numele dumneavoastră, acum acceptați, să-i salut, că sunt din toate părțile Balcanilor și frații noștri din Moldova. Și iată încă o dată cum lucrarea Dumnezeu se face fără vrerea noastră. Pentru că vrerile noastre sunt limitate. Doar trebuie să știm să ne lăsăm îndrumați de Dumnezeu pe calea Lui și de aceea există și rugăciunea Sfântă și învață-ne, Doamne, întrebările tale. Amin.